care este exact ca să cere inclusiv demisia tuturor persoanelor responsabile, să cere cercetarea și condamnarea acestora. Nu este posibil ca în ultimele trei luni să fie 8 incendii în spitalele de stat și în centrele pentru bătrâni. Este foarte bun, dar nu înțelegem de ce n-a venit să discute cu noi și ce... știe, dar îi spun acum. Nu numai corupția, dar și cenzura funcționează. Codruța Cerva este blocată de 70 de zile. Pe contul meu personal, Codruța Cerva, nu o să vedeți că asta este pe cont, pe pagina de Like Premium Post este. Iar acum fac o tine la mă la tine, peste supa blondoile și pinguini. Cât o mai fiată. Asta e, trăim într-o dictatură și într-o cenzură pe farfă. Eu spun de cât atât, jos securitatea din România. Ajunge cu securitatea. Ieșiți în stradă și ceți-vă drepturile. Ieși din casă, dacă vă pasă! Ieși din casă,
de la o facultate în România, ia tu să ia. August. Și cu ocazia ordonanței 13. Acum de ce nu ieșiți în stradă? Doar Cima Roșie vă deranja? Aceste abuzuri care sunt acum nu vă deranjează? Cum puteți accepta cu serenitate să fiți transformați din slugi în sclavi? Ieșiți pentru a vă apăra drepturile și libertățile voastre constituționale. Ieșiți pentru a vă apăra demnitatea și mândria de a fi român oriunde v-ați afla. Nu uitați că puterea este în mâinile noastre și de noi depinde cum o folosim. Dacă veți sta în continuare în casă, s-ar putea să nu mai puteți ieși decât când este voie frica de poliție. Așa că se întâmplă în Grecia.
și cerem autorităților să respecte Constituția României, să respecte jurămintele pe care le-au depus la investirea în funcții. Thank you.
poporului, de expresie politică a unei mișcări ample de renaștere națională și nu vom abandona această misiune. Bravo! Bravo! Această calitate cerem demisia vizătății a secretarului de stat Raed Arafat, a ministrului de interne, a premierului. Demisia! 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 Permisul de formă ne-a saturat.
vine altul, e timpul de acțiuni concrete, este timpul de fapte, este timpul ca președintele, ministru sănătății, premier, să nu se mai ducă schimb și să vină ca de mâine să ia atitudine, ca de mâine să pună generatoare în spitale, ca de mâine să construiască spitale dacă sunt conducători. Tatăl, dacă nu, să plece acasă! O să pornim și într-un marș, dar vă rog pe toți, cât mai stăm aici în fața Ministerului Sănătății, anunțați-i pe toți să iasă din casă, dacă le pasă, pentru că nu putem sta să așteptăm ani. Dacă vă pasă, ieșiți din casă, dacă vă pasă, ieșiți din casă, dacă vă pasă, ieșiți din casă, dacă vă pasă. Ești din casă, dacă vă pasă! Ești din casă, dacă vă pasă!
scris pe paginile voastre de Facebook pe grupurile în care sunteți înscriși. Vedea și alții că o parte de români s-au trezit. O parte de români care au... Luați și voi aștept, nu mai stă pasiv. Mâine România este posibil să fie rândul vostru sănătate de vin, spital de România. Doamne ferește! Trebuie să ridicăm aceste abuzuri. Această neglijență și aceste furturi continuă din banii noștri.
pentru modernizarea Sălbașcă, care acum nu este funcțională. De o foarte mare parte a corpului, statul român a plătit doar avans 50.000 de euro unei clinici din Belgia.
ASEUL este Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, care se află în piața Revoluției, vis-a-vis de sala aparatului. De acolo vom intra pe Maghieru, până în piața Romană, unde vom face dreapta și apoi stânga limitată pe calea Doromanilor. Vom continua deplasarea până la intersecția cu Ștefan cel Mare, la Perla. Acolo facem dreapta și vom merge în marș până la la pe strada Dr. Rozovici, unde se află acest spital al morții. Unul dintre aceste spitale. Ieșiți din casă, dacă vă pasă! Ieșiți din casă!
pe Magheru și acolo Piața Romană, Calea Dorobanților, Ștefan cel Mare, până la Salo Emina, face stânga se, Calul Baș, spre spitalul unde oamenii vor arde din cauza negării competenței și nemerciei celor care ne conduc. Așa ceva nu trebuie să mai întâmple niciodată. De noi depinde dacă îi vom constrânge să-și facă treaba bine sau dacă îi vom lăsa să continue. Să ne ardă de vii.